Dacă este ora 12, sunteți la Euronews acum. Iată cele mai importante evenimente. Cel puțin 12 ucraineni au fost răniți într-un atac rusesc cu zeci de rachete asupra Kievului. Armata Moscovei a lovit mai multe zone de civili. Liderii PSD și PNL se reunesc, dar în ședințe separate, pentru a definitiva listele comune la europarlamentare și candidații pentru București. Sute de elevi bistrițeni de la Colegiul Național Andrei Mureșanu au fost evacuați după ce în clădire s-a simțit un puternic miros de gaz. Armata rusă a lansat un atac cu rachete și drone asupra Kievului. S-a întâmplat asupra unor zone rezidențiale la primele ore ale zilei, iar mai multe clădiri au fost avariate. Doi ucraineni au ajuns la spital, potrivit primarului Vitali Klitschko. Edilul a scris despre numărul celor răniți și spune că e cel mai puternic atac lansat de ruși asupra orașului în ultimele luni. Consolidarea capacității de apărare a Uniunii Europene, sprijin pentru Ucraina, strategia în domeniul energiei nucleare ar fi doar câteva dintre temele care vor fi abordate la lucrările Consiliului European. Pe agenda figurează și extinderea Uniunii, domeniul unde Comisia Europeană propune un nou set de reguli pentru statele candidate. Detalii din Bruxelles are Marius Vulpe. Bun găsit tuturor! Ei bine, pentru țările candidate la blocul comunitar, reprezentanții Comisiei Europene susțin că ar trebui să se creeze un mecanism de integrare a acestora în mod gradual, cu o serie de măsuri reversibile, astfel încât aceste țări candidate să aibă și beneficii, dar și obligații la apartenența la Uniunea Europeană. Ne referim aici, de exemplu, la accesul pe piața muncii europeană. De obicei, procedura este ca în timp de 8 ani persoanele, cetățenii țărilor candidate să nu poată să obțină acest drept de muncă. Ei bine, prin această măsură reversibilă ar putea să se scurteze această perioadă de tranziție de până la 8 ani. De asemenea, tot reprezentanții Comisiei Europene vor să propună astăzi la lucrările Consiliului European și schimbarea mecanismului de luare a deciziilor, în sensul diminuării acelei reguli a unanimității, acelui drept de veto pentru unele țări, în special pe problema politicilor fiscale sau pe zona politicilor sociale și pe zona de politică externă, nu însă și pe componente importante precum bugetul sau aderarea la Schengen, unde nu există nicio mențiune că ar trebui să fie eliminat acest drept de veto. Dincolo de aceste probleme, astăzi și mâine la lucrările Consiliului European, șefii de stat și de guvern vor discuta și despre alocarea unui sprijin mai important militar și financiar pentru Ucraina. Există acel apel a celor 12 țări membre, printre care și România, către Banca Europeană de Investiții să se aloce o sumă mult mai consistente în această direcție. De asemenea, o altă componentă a lucrărilor Consiliului European se referă la problema energiei nucleare. Există aici un interes din ce în ce mai crescut din partea țărilor membre, inclusiv din partea țării noastre, reprezentanților țării noastre, pentru a se asigura o finanțare mai bună și sprijin pentru dezvoltarea acestei energii nucleare ca o metodă pentru combaterea inclusiv a efectelor încălzirii climatice. Se va mai vorbi, așa cum am și discutat la început, despre extinderea Uniunii Europene. Vorbim aici de Bosnia și Herțegovina și despre Ucraina și Republica Moldova. Rămâne însă de văzut care vor fi deciziile care vor fi luate la final. În paralel, nu este exclus ca președintele Klaus Iohannis, prezent la aceste lucrări, să aibă o serie de întâlniri bilaterale cu reprezentanți, cu omologii ai acestora din alte țări membre ale Uniunii Europene, inclusiv posibil să-și facă chiar și lobby pentru această candidatură recent anunțată la funcția de secretar general al Alianței Nord-Atlantice. Comisia Europeană vrea să aplice la nivelul Uniunii modelul de apărare al Finlandei în fața Federației Ruse. Asta înseamnă o strategie de apărare care implică toată populația, astfel încât oamenii să fie pregătiți să facă față oricărui tip de amenințări, nu doar de natură militară, dar și atacuri cibernetice, ori dezastre naturale. În plus, securitatea și apărarea reprezintă un subiect central pe masa liderilor europeni în contextul publicării recente de către executivul de la Bruxelles a industriei europene de apărare și a programului asociat de investiții.
Comisia Europeană a solicitat Finlandei să pregătească un raport legat de un demers comun al statelor membre privind consolidarea pregătirii cetățenilor pentru apărare. Raportul va avea la bază modelul aplicat de Finlanda, țară ce are o lungă frontieră cu Rusia și o lungă istorie în acest sens. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, recunoaște că Europa nu a făcut destul pentru securitatea sa. We know that Putin's ambition does not end in Ukraine. To the contrary, Putin speaks about his historical mission. And this is all too familiar to the Finnish people, dear Saudi. They have learned to live in close proximity to such an unpredictable and aggressive neighbor. And this has deeply shaped your society. Pregătirea Finlandei nu vizează doar aspectul militar, ea ține și de mentalitatea specifică a țării în materie de pregătire a cetățenilor pentru apărare. Prezent la Bruxelles, fostul președinte al Finlandei, Sauli Niinisto, cel însărcinat cu redactarea acestui raport, a atras atenția că pregătirea pentru securitate și apărare este un domeniu amplu, care, dincolo de apărarea militară convențională, implică reziliența cibernetică sau folosirea dronelor. To assure peace, you have to be strong. Strong not for warfare, but to guarantee peace. Because strong is not challenged, strong is not attacked, and that's why Europe has to be strong, stronger than now. I have often emphasized to Finnish people that each one of us is defending our country. Finlanda a devenit membră NATO acum un an, iar întărirea frontierei cu Rusia a ofensat Kremlinul. Cu câteva săptămâni în urmă, Putin a anunțat că va trimite trupe la granița cu Finlanda. Atac masiv cu rachete și drone asupra Kievului la primele ore ale dimineții. Țintele au fost mai multe zone rezidențiale și cel puțin 13 ucrainene au ajuns la spital, spune primarul Vitali Klitschko. Iulian Chifu, analist de politică externă, se afla la Kiev chiar în momentul atacului. Era ora 3:30 noaptea, povestește el, când a fost nevoit să coboare în adăpost. Iulian Chifu a arătat într-o postare pe rețelele sociale bunkerul situat chiar în subsolul hotelului în care se afla cazat. Sunt la Kiev și așa arată adăpostul, iată zona de paturi. Aici este o zonă, vă arăt, unde stăm de povești. Și sigur, lucrurile sunt într-un garaj. Da? Subsolul hotelului unde ne aflăm. Iar în spate există și o cameră unde se va desfășura o conferință. Cam așa arată un adăpost noaptea la 3:30. Iulian Chifu a povestit la Euronews ce s-a întâmplat în cele 3 ore cât timp a fost nevoit să se adăpostească în bunkerul hotelului. Rachetele nu au lovit direct, dar interceptarea de către apărarea antiaeriană ucraineană a determinat căderea bucăților și au făcut un număr de victime și de distrugeri destul de importante chiar în centrul Kievului. Au fost cel puțin 6 lovituri care se și aud, se și resimt, pentru că chiar și prin acest impact în aer, în momentul impactului solului, resimți, mă rog, destul de puternic faptul că a existat o lovitură într-o arie destul de importantă. Nu știu, poate eram la 1 km, 1,5 km, oricum tot într-o zonă centrală. Autoritățile de la Kiev spun că apărarea antiaeriană a funcționat și că a interceptat peste 30 de rachete rusești. Google spune că a reușit să folosească inteligența artificială pentru a prezice inundațiile. Dezvoltăm subiectul în câteva momente în jurnal. E ziua în care PSD și PNL își stabilesc candidații pentru europarlamentare în ședințe separate. Asta după ce seara trecută s-au încins spiritele în reuniunea în care liberalii ar fi trebuit să închidă lista. Unor membri li s-a reproșat că se duc degeaba la Bruxelles. Octav Vasilescu ne spune ce nume propun acum PSD și PNL pentru următorul Parlament European.
Bun găsit! Astăzi, la sfârșitul zilei, ar trebui să aflăm cum arată în final lista comună a coaliției PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare din data de 9 iunie. Liderii PNL s-au reunit seara trecută, în primă fază la Vila Lac, iar mai apoi la sediul partidului din Modrogan, pentru a închide lista în vederea biroului permanent național de astăzi, pentru a fi doar o formalitate astăzi, un vot din partea membrilor. Însă lucrurile nu au decurs conform planului, asta pentru că spiritele s-au încins și unii dintre membrii au început să le reproșeze altora faptul că își doresc să meargă la Bruxelles doar pentru a încasa un salariu generos și nu pentru a face ceva concret pentru România. De asemenea, s-a stabilit în cadrul PNL, așa cum fusese deja agreat în coaliție, faptul că miniștrii liberali nu pot fi înscriși pe locurile eligibile în acest moment, deoarece și din partea PSD ar fi existat miniștri care și-ar fi dorit să meargă la Bruxelles, dar au decis Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu ca miniștri aflați în funcție să rămână în guvern cel puțin până după alegerile parlamentare. Ne uităm pe numele deja confirmate potrivit surselor noastre pentru a intra pe lista comună a PSD și PNL pentru alegerile europarlamentare. De exemplu, din partea PNL știm că se vor afla aici Rareș Bogdan, Dan Motreanu, Daniel Buda, comisarul Adina Vălean, Mircea Hava, Siegfried Mureșan sau Gheorghe Falcă. Din partea PSD, până în acest moment au fost confirmați din sursele noastre Mihai Tudose, Gabriela Firea, după ce a acceptat să iasă din cursa pentru primăria capitalei, Claudiu Manda, Vasile Dâncu, Victor Negrescu, Dragoș Benea și Gheorghe Cârciu. Lista finală o vom afla în cursul zilei de astăzi și mai știm cu certitudine că lista comună a PSD și PNL va fi deschisă de Ramona Chiriac, după ce cele două partide aflate la guvernare au căzut de acord să aleagă un candidat independent pentru a deschide lista pentru alegerile europarlamentare. Președintele suspendat al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, cercetat de DNA pentru fapte de corupție, e candidatul PNL pentru un nou mandat. Primarii liberali din județ l-au susținut în fața conducerii partidului pe baza, citez, a performanței fără precedent în atragerea fondurilor europene. Edilii spun că în mandatul său, Dumitrescu a reușit să crească de 10 ori atragerea de fonduri europene. Numai că în prezent e cercetat de procurorii anticorupție sub control judiciar pentru luare de mită și fals în declarații și are interdicția de a-și exercita funcția de șef al Consiliului Județean Prahova. Dumitrescu a contestat decizia, dar magistrații i-au respins solicitarea. După ce a fost pus sub acuzare, a demisionat din toate funcțiile politice. În același dosar sunt cercetați sora și cumnatul. Companiile de stat care sunt profitabile vor trebui să vireze jumătate din câștiguri către bugetul de stat. Asta prevede o nouă ordonanță trenuleț care se află pe masa guvernului. Pe de altă parte, numărul funcțiilor de conducere dintr-o instituție a statului crește la 10% din numărul salariaților față de 8% în prezent. De la guvern, Sonia Teodoriu are detalii. Bun găsit! În primul rând, trebuie precizat foarte clar că această ordonanță trenuleț, această nouă ordonanță trenuleț, relaxează măsurile de austeritate adoptate la finalul anului trecut. Dacă ne uităm la companiile de stat care au pierderi sau plăți restante la 31 decembrie 2023, bine, acestea vor putea face majorări salariale. Există totuși anumite condiții. Trebuie să nu acorde prime. Anul acesta trebuie să vină cu un plan de reorganizare a instituției și să nu crească personalul față de 2023. Ordonanța trenuleț prelungește acordarea tichetelor de vacanță până în 2026, până la finalul lui 2026 și reia programul de fertilizare in vitro de la Ministerul Familiei, unde sunt 10.000 de dosare eligibile în așteptare, dar poate cea mai importantă modificare, indemnizația pentru veterani se indexează cu rata inflației și se actualizează și solda de grad pentru cei din apărare, astfel în anumite situații se triplează această soldă când vorbim despre soldați, despre ofițeri de informații, polițiști și jandarmi și în plus Consiliul Suprem de Apărare al Țării poate decide majorarea salarială cu 30% pentru instituțiile pe care le consideră importante. Astfel că pentru un general, spre exemplu, solda crește de la 1.000 de lei la 3.135
5 de lei, iar pentru un soldat, de exemplu, de la 950 de lei, pentru un soldat de la 500 de lei la 1500 de lei. Toate aceste majorări vin în contextul în care oficialii europeni au atras atenția că România are o problemă cu deficitul bugetar, că nu ținem cheltuielile sub control, că suntem deja oricum în procedură de deficit excesiv și s-ar putea lua măsuri la nivel european. Deficitul va fi undeva poate aproape de 7% din PIB și în mod inevitabil acest lucru va implica o consolidare anuală. Undeva de 0,5-1% din PIB, guvernul României va decide acest lucru, dar vorbim despre o consolidare semnificativă în timp. Șantierele rutiere abandonate sunt primul semn că țara noastră riscă să piardă bani din Programul Național de Redresare. Tronsonul din autostrada Transilvaniei, care leagă Clujul de Oradea, ar fi trebuit să fie gata la sfârșitul anului trecut. Numai că lucrările au fost oprite, iar pe șantier nu mai e niciun muncitor. Problema ar fi terenul accidentat din zonă, dar autoritățile nu par să se grăbească să găsească o soluție pentru finalizarea proiectului. În imaginile filmate de Asociația Pro Infrastructura nu se vede niciun muncitor pe secțiunea Nădășelu-Zimbor, poarta sălajului din A3. Cei aproape 43 de kilometri ar fi trebuit să fie gata la sfârșitul anului trecut, însă șantierul a fost închis după o alunecare de teren. Astfel a apărut necesitatea unor lucrări noi pentru stabilizarea terenului. Licitația pentru această nouă lucrare s-a finalizat cu o singură ofertă. Teoretic, în cel mai fericit caz, contractul ar putea să fie semnat în aprilie, dar nu e nici pe departe o certitudine că ar fi semnat în viitoare. Și acest contract ar urma să prevadă o perioadă de proiectare și execuție de 2 ani și 3 luni. Deci, să spunem că o să fie semnat în aprilie, cel mai fericit caz. Până vine ordinul de începere, mai durează măcar o lună, dacă nu chiar două. Înseamnă că prin vară ar putea să se apuce de proiectare. Ca să nu pierdem banii din PNRR, ar trebui această autostradă să fie gata, finalizată, inaugurată, în a doua parte a lui 2026, cel mai târziu. Pentru autostrada Transilvania, planul prevede 1,3 miliarde de lei, banii din PNRR. La finalul anului trecut, Comisarul European pentru Transporturi, Adina Vălean, spunea că România nu ar trebui să se bazeze pe eventualele amânări aprobate în Comisia Europeană. Nu putem conta pe prea multă flexibilizare a Comisiei Europene, pentru că în momentul de față presiunea, solicitările, presiunea financiară este foarte mare și asupra bugetului Uniunii Europene și atunci părerea mea este ca fiecare dintre aceia care au fonduri la dispoziție să facă maximul posibil în utilizarea fondurilor, pentru că cele care rămân nefolosite sau sunt puțin avansate vor fi, să spunem așa, primele care vor fi mutate către alte proiecte care, să spunem, au nevoie de finanțare. Guvernul României a introdus în PNRR 4 proiecte mari de autostrăzi. Toate ar trebui finalizate până pe 31 decembrie 2026. Până la acel moment, însă, mai trebuie atinse două obiective. Contractele pentru lucrări ar fi trebuit semnate cel târziu în 2023, iar jumătate dintre lucrări trebuie să fie gata până la sfârșitul anului 2024. Dacă oricare dintre aceste două praguri nu este atins, atunci proiectele vor fi suspendate, iar banii decontați până atunci trebuie returnați. Rezultatele slabe de la simulările naționale îi determină pe inspectorii școlari din Dolj să reia evaluările la nivel de județ. Cele mai mici note au fost însă la liceu. În 7 unități școlare, niciun elev nu are cunoștințele necesare pentru a promova bacalaureatul, iar dacă situația nu se îmbunează până la vară, liceele respective nu vor mai primi noi clase și riscă lichidarea. În Dolj, mai puțin de 45% dintre elevii de liceu au obținut media minimă 6 la simularea națională a examenului de bacalaureat. Directorii școlilor cu rezultate slabe speră însă că rezultatele se vor îmbunătăți la vară. Sperăm într-adevăr într-o îmbunătățire a acestor rezultate, având în vedere că suntem unul dintre cele 7 licee cu
procent zero la bacalaureat. Stăm ceva mai bine pentru la evaluarea națională de clasa 8. Am organizat împreună cu colegii la nivelul liceului ore de pregătire suplimentară. Probabil că în mod semnificativ nu se vor schimba, că este aproape imposibil ca în două săptămâni rezultatele să fie mai bune decât au fost acum. Rezultatele slabe nu i-au luat neapărat prin surprindere pe directorii unităților școlare. Să ne aducem aminte că acum 4 ani acești elevi au intrat cu medii la evaluarea națională de 2-3 și foarte greu pentru acești copii să recupereze atât de mult, astfel încât de la o notă de 2 la clasa 8 la matematică să reușească acum peste cel puțin o notă de 6. Dacă elevii din aceste licee nu vor promova bacalaureatul, acestea vor pierde dreptul de a mai școlariza. Acum, evident că într-un timp scurt nu poți să faci minuni, adică nu poți să ajungi de la o notă foarte mică la una foarte mare, dar se pot face progrese. Simulările județene vor fi un antrenament și pentru cadrele didactice, pentru a se obișnui cu procedeul de scanare a lucrărilor, dar și cu noul tip de evaluare în sistem online. Repetarea simulării de bacalaureat se va desfășura în perioada 15-17 aprilie. Atenție la mesajele primite de la ANAF. Agenția avertizează că cineva transmite mail-uri false în numele instituției prin care contribuabililor li se cer informații suplimentare cu privire la facturile emise în sistemul e-factura pentru societățile la care lucrează sau pe care le administrează. Mesajele vin de pe adresa dan.stanciu@mfinanțe.com, adresă care nu aparține ANAF. Inspectorii pentru protecția consumatorilor din capital au descoperit carne de pui cu salmonela în două magazine Penny, dar și în depozitul din Ștefănești. Mai multe produse de pasăre au fost testate, iar rezultatele analizelor de laborator au arătat că sunt infestate. Printre produsele contaminate sunt piept de pui cu os și piele, ficat de pui hanul boieresc, dar și pui grill hanul boieresc. Aproape 650 de elevi ai Colegiului Național Andrei Mureșanu din Bistrița au fost evacuați după ce în clădire s-a simțit miros de gaz. Conducerea școlii a sunat la 112 după ce mirosul a devenit din ce în ce mai puternic la parterul școlii. Elevii au fost duși în siguranță pe terenul de sport din curtea școlii. La fața locului au venit echipaje ISU, dar și ale furnizorului de gaze. Informațiile preliminare au arătat că mirosul venea din pardoseală, dar că nu ar fi gaz. Zeci de utilaje pentru dezăpezire acționează pe drumurile naționale din centrul țării, anunță Direcția de Drumuri și Poduri Brașov. A nins abundent, iar stratul de zăpadă măsoară câțiva centimetri. Peste 200 de tone de materiale antiderapante au împrăștiat drumarii pe șosele în ultimele ore. Pe secțiunea drumului național 1 dintre Timișul de Sus și Predeal, un tir a rămas blocat pe carosabil, iar un altul a derapat în șanț pentru că nu a adaptat viteza la condițiile de iarnă. Google anunță că a reușit să folosească inteligența artificială pentru a prezice inundațiile cu până la 7 zile în avans. Cu ajutorul AI, compania a construit în 10 de state modele care au o precizie ridicată pentru anumite zone, dar speră să utilizeze tehnici și la scară mai largă. În cazul predicțiilor, au fost folosite date și măsurători ale râurilor, altitudinii și terenului. Avertizările au fost apoi incluse în Google Search și Google Maps, și emise avertizări locale prin intermediul notificărilor. Inundațiile sunt printre cele mai dificil de intuit evenimente naturale, în special în cazul majorității râurilor care nu au indicatoare de debit. Cea mai mare inundație din ultima perioadă a curmat viețile a peste 18.000 de oameni în Libia. Premierul londonez le cere britanicilor, prin purtătorul de cuvânt, să o sprijine pe prințesa de Wales, care e ținta unor teorii ale conspirației. În același timp, ea încheiată la clinica unde a fost operată în ianuarie, Kate Middleton, asta după ce presa a scris că cel puțin un angajat ar fi încercat să acceseze ilegal datele medicale ale pacientei. Tabloidul britanic The Mirror a scris despre încălcarea securității la clinica de lux, unde a fost operată și internată soția prințului William. Cel puțin un angajat de acolo ar fi fost surprins când încerca să vadă documentele medicale ale prințesei de Wales. Directorul clinicii a promis măsuri rapide, dacă se constată că s-a întâmplat acest lucru. Pentru că tocmai discreția este unul dintre punctele forte ale spitalului. Presa de scandal din Marea Britanie, care a plătit zeci de mii de lire pentru informații de asemenea calibru, a speculat pe marginea
adevăratei stări de sănătate a lui Catherine și mai ales după ce la 8 martie a publicat o fotografie alături de copiii ei. Apoi a recunoscut că a editat-o, iar marile agenții de presă au anunțat că nu o mai folosesc. Analiștii spun că oamenii sunt interesați de acest subiect pentru că prințesa este foarte populară. People speculate, other people hear them speculating and don't realize the extent to which it's only speculation. People have strong feelings about the royal family. They may love them, they may hate them, they may be anywhere in between. And the Princess of Wales is one of the most popular members of the royal family. She's a popular royal. Even people that don't like the royal family will say, well, Kate, she's all right, isn't she? So people care about her the way that they care about other people that they know something about. După ce a suferit o operație abdominală, Casa Regală a anunțat că prințesa de Wales se va recupera și își va amâna orice angajament până după Paște. A precizat că nu a fost vorba de cancer, însă nu a oferit mai multe detalii. Lipsa aparițiilor publice a lui Catherine în ultimele luni a alimentat tot felul de zvonuri, mai ales în presa tabloidă. Cea mai bătrână broască țestoasă din lume are 192 de ani. O puteți întâlni pe insula Sfânta Elena, teritoriu britanic din Oceanul Atlantic. Insula e celebră pentru că acolo se află mormântul lui Napoleon Bonaparte. Nimeni nu știe câți ani are Jonathan cu adevărat. Cert este că în anul 1882 a fost oferit cadou guvernatorului insulei de către capitanul unei embarcațiuni. Guvernatorii s-au schimbat, dar Jonathan a rămas în curtea reședinței. Turiștii din toată lumea vin să îl fotografieze. Jonathan a avut și oaspeți VIP, precum membrii familiei regale a Marii Britanii. Lucy este cea care are grijă ca broasca țestoasă să aibă o dietă sănătoasă cu fructe și legume. Everything, carrots, apples, lettuce, he loves lettuce. Bananas are his absolute favorite. Any sort of soft fruit that's around. Jonathan nu mai vede, dar îi recunoaște vocea și atingerea. He knows my voice. I'm pretty sure he knows my footsteps as well. He enjoys being stroked on under his chin and on the top of his head as well as the food. But it is, of course, it's mostly about the food. Insula Sfânta Elena este locul în care a fost trimis în exil Napoleon Bonaparte și în care a și murit în 1881. If you come to St. Helena, people usually know two things: Jonathan the Tortoise and Napoleon Bonaparte. So it sort of goes, you know, those two names go hand in hand, although they never met, of course, they never met. Jonathan deține două titluri în Cartea Recordurilor, cea mai bătrână țestoasă din lume și cea mai bătrână creatură care trăiește pe pământ. Final de jurnal de la Fix, știrile Euronews România sunt prezentate de Andreea Gurban. Informații de ultimă oră puteți citi chiar acum pe euronews.ro.